Țărănii care vor să muncească în meseria de inginer în Norvegia își pot aplica în această perioadă CV-ul pentru unul din cele 39 de locuri de muncă pentru ingineri oferite de angajatorii norvegieni pentru bursa locurilor de muncă. Potrivit lui Romeo Serca, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, locurile de muncă sunt oferite prin rețea EURES România. Persoanele interesate de aceste posturi trebuie doar să acceseze site-ul ANOFM la secțiunea locuri de muncă în străinătate și aici vor găsi ofertele care conțin regiunea, localitatea, firma, ocupația, numărul posturilor, descrierea locului de muncă, cerințele locului de muncă, limbi străine, salariul, durata contractului, termenul de valabilitate al ofertei și modul de aplicare. După trimiterea aplicațiilor, persoanele preselectate de către angajator vor fi contactate de către acesta și de către consilierul EURES din județul de domiciliu pentru a fi invitate la interviu în România. Data, locația și documentele necesare la interviu li se vor comunica în timp util. De asemenea, persoanele interesate se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, compartimentul EURES, pentru mai multe informații.